Adevărul despre eliminarea lui Cucu de la Survivor România. Primele declarații ale faimosului. Zanim i-a spus înainte cu o seară. Cucu face primele dezvăluiri după eliminarea de la Survivor România. Cucu a fost eliminat de la Survivor România. În urmă cu puțin timp, fostul concurent din echipa faimoșilor a făcut primele mărturisiri despre întreaga experiență din Republica Dominicană. Cucu, prima reacție după eliminarea de la Survivor România. La puțin timp după ce a fost anunțat că părăsește competiția Survivor România, Cucu a avut și o primă reacție. Faimosul pare că nu a fost deranjat de gestul lui Zani, ba chiar îl susține și îl vede câștigător pe acesta. Fostul concurent mai adaugă că a luat parte la o emisiune extrem de importantă și că a învățat multe lucruri, cel mai important fiind acela că a învățat să piardă. Un ochi rad, altul plange, vorba lui Randy. Nu știu cu ce să încep. A fost experiența vieții mele. Aici la Ep Survivor România. Oficial mi-am dat reset total la viața. Am învățat să castig, dar cel mai important lucru. Am învățat să pierd. Nu sunt supărat pe Epzani dacă e pentru că m-a nominalizat și din nominalizarea lui am ieșit. Am înțeles votul lui și îl apreciez super mult. Ar fi multe de spus, dar momentat mă limitez la asta, vă iubesc de mult ori pe toți și vă mulțumesc pentru toată susținerea. Forza faimosii! Al vostru Cucu, a postat fostul concurent pe rețelele de socializare. În continuare, acesta a mai vorbit și despre nominalizarea primită din partea lui Zani. Dar și despre faptul că ar fi avut o discuție cu fostul său coleg de echipă, cu doar o seară înainte, despre nominalizare. Acesta i-ar fi spus, la momentul respectiv, că nu o să îl nominalizeze, însă lucrurile s-ar fi schimbat pe parcurs, din cauza lui Sebi, potrivit celor declarate de Cucu. Pentru cei care îmi spuneți că m-am lăudat că sunt vedetă și ce am mai zis eu. Nu înțelegeți un lucru. Sebastian s-a lăudat că a jucat peste 100 de meciuri în Liga 1 fără să întreb. Am fost întrebat în repetate rânduri cine sunt eu, iar la nervi am răbufnit și am spus tot ce am avut la gură. Singă o chestie pe care am omis-o în consiliu, pentru că nu am vrut să ies cu rânchiună. Din competiție. Zani mi-a spus înainte cu o seară să nu-mi fac griji pentru că nu o să mă nominalizez în cazul în care o să fie favorit. Dar, probabil tovarsul lui,
Sebastian, l-a convins să mă nominalizeze pe mine. Nu retrag nimic din ce am zis în consiliu. Îl văd pe Zani câștigător, dar încep să primesc mesaje de la oameni cu lucrurile pe care le spuneau băieții, Zani și Sebi, despre mine, când nu eram în zona. O să vă lămuriți voi cândva cine e om și cine nu. Hai că mă opresc aici. Pentru moment.